Imnul absolvenților a răsunat astăzi în fața Colegiului Național Pedagogic Spiru Haret la festivitatea organizată în jurul statuii Părintelui Învățământului Modern. Emoțiile absolvenților de gimnaziu au fost vizibile în ultima zi în care au fost împreună alături de colegi și de dascăli. Noi, elevii clasei a 8-a A, ne aflăm aici în fața dumneavoastră pentru a vă arăta prețuirea pe care ați câștigat-o în sufletele noastre în acești 4 ani petrecuți în băncile acestei școli, ani în care ne-ați inspirat să nu ne temem, să nu renunțăm, să credem în noi înșine. Mereu am avut însă pe cineva alături de noi să ne îndrume în direcția potrivită, fie că a fost vorba despre dumneavoastră, stimați profesori, sau despre dumneavoastră, stimați părinți. Doresc să mulțumesc în primul rând profesorilor, dirigintelui nostru drag, domnul Tănase Cristian. Au fost foarte frumoși acești ani, multe emoții, rezultate foarte bune și sper ca în viitor să ne întâlnim cu bine, să sărbătorim. Și profesorii diriginți au fost emoționați în fața unei noi generații formate la prestigioasa unitate de învățământ. Am vorbit ieri în sala de clasă cu elevii clasei 8-a. Pentru mine sunteți campioni și vă felicit pentru performanțele obținute. Vă urez mult succes și să ajungeți acolo unde vă doriți voi. Dragii mei, doresc din suflet ca acest nou drum al vostru să fie presărat de cele mai frumoase flori. Cel mai frumos soare să vă lumineze fiecare episod important al vieții și niciun nor să nu vă umbrească fericirea. Succes la evaluarea națională și apoi la liceu. În ultima noastră zi împreună în această formulă. Dragii mei, n-am decât să vă doresc, din suflet, să atingeți cele mai înalte culme ale existenței voastre, să aveți curaj, să îndrăzniți, să iubiți și să oferiți tot ceea ce aveți mai bun. Sunt mândră de voi toți și vă doresc succes în tot ceea ce vă oferă viața. Cred că de astăzi copiii mei sunt pregătiți pentru ceea ce urmează. Vă iubesc! Anul acesta, șef de promoție a fost desemnată o elevă care a absolvit cu media 10. Cătălina Medvediuc Ionescu le-a înmânat colegilor mai mici cheia pedagogicului. Întotdeauna trebuie să fie și un câștigător. Să o rugăm să vină pe Cătălina Ionescu Medvediuc. Felicitări, Cătălina! Vino aici alături de noi. Ei mi-au arătat întotdeauna cât este de frumoasă viața. Au știut să mă motiveze, să mă facă să fiu optimistă și să lupt. Spre aceștia se îndreaptă iubirea mea. Colegilor, le urez mult succes și îmi doresc să știe că vor avea întotdeauna un loc special în inima mea. Spre aceștia se îndreaptă prietenia mea. Plec, dar inima nu-i goală, ci păstrez în ea mereu amintiri din generală. Bine te-am găsit, liceu! A fost o bucurie și pentru părinți, pentru că în ciuda restricțiilor anticovid au putut trăi emoțiile unicului moment la câțiva pași de copiilor în curtea colegiului. Iată, vedem acum aplauze și pentru părinții, îndrumătorii voștri. Au fost mai puține clase a 8-a. Să știți că n-am ținut cont niciodată de presiunile părinților, dar i-am anunțat din timp că trebuie să respectăm anumite reguli și le-am respectat în cea mai mare măsură. Suntem oricum într-un spațiu larg, da? Și atunci se pot respecta și aceste reguli aici în curte. Aproape 100 de adolescenți au absolvit anul acesta școala gimnazială de la Pedagogic.
O generație frumoasă. Fiecare clasă a avut farmecul ei. Fiecare clasă cu năzdrăvăniile ei, cu bucuriile ei, cu eșecurile ei. O generație de copii veseli, o generație de copii frumoși, muncitori și aș zice eu o generație de copii care, iată, finalizează sub semnul unui an pandemic și aș zice eu că au nevoie de mult, mult succes la acest examen. Iubesc,